Mii de buzoieni au transformat sâmbătă orașul Buzău într-un veritabil carnaval. Sărbătoarea a început în Parcul Crâng, locul de plecare al paradei. Miile de iubitori ai ritmurilor latine au transformat apoi bulevardul Nicolae Bălcescu într-un adevărat salsadrom. Punctul terminus al paradei a fost Piața Dacii, unde dansatori de la diferite școli latino din toată țara, dar și invita surpriză din America Latină, au încins atmosfera ore în șir. Și acum suntem noi două luni în România și ne-am promisat o ocazie. Sper să ne vedem și la mare, nu știu dacă vine la mare. Spectaculos, pentru Buzău, spectaculos! Da! Ce-ți faci cel mai mult? Protagoniștii festivalului, dansatori veniți din toată țara, au fost plăcut surprinși de numărul mare de buzoieni implicați pe timpul fiestei. E frumos, am muncit mult și a ieșit exact așa cum trebuie, parada a fost extraordinară și a venit lumea, asta e important, pentru că noi dansăm și am făcut tot ce zice aici, este făcut pentru public. A angrenat foarte multă lume, noi suntem foarte entuziasmate. Vreau să spun că acesta este un eveniment deosebit, altfel de celelalte, față de celelalte evenimente latino pe care le avem și este mult mai deschis publicului. Așa că, cu siguranță, avem mari șanse, nu numai de a deveni, dar de și a cuceri foarte mulți oameni care să se implice în fenomen. După lăsarea serii, distracția s-a mutat într-o discotecă în aer liber, unde ritmurile latino au răsunat până dimineața.